sâmbătă la amiază. Bulevardul Iuliu Maniu. Ieșire spre autostrada 1. Toată lumea pleacă în vacanță sau ce se întâmplă? E ciudat că traficul e sufocat și în direcție inversă. Prima bandă e ocupată de mașini parcate. Dacă noi bicicliștii și trotinetiștii sau biciclistele și trotinetistele trebuie să ne profilăm pe lângă parcarea asta de prima bandă. Primul rând de mașini în mișcare. Cam periculos. Dar ce să-i faci? Cred că e un accident în față. Văd cel puțin 3 girofare. Și mult poliție acolo, nu știu cum o streacă autobuzul. Nu cred că o streacă. Fapt, el e troleibuz. Nu are de unde streacă, stai cu luminele de avarie. Poliția dirijează. Hai, treci. Accident serios acolo. S-a răsturnat o mașină. Și pompieri au venit. Da, nu știu ce s-a ciocnit, dar probabil avea viteză mare și a frânat brusc. A făcut o manevră bruscă și s-a răsturnat. Cred că e o singură mașină implicată. Da. Aveți grijă cum șofați. Uite câtă lume ați deranjat.